Cadrele medicale care lucrează în secțiile COVID ale spitalelor din țară cer Ministerului Sănătății să autorizeze administrarea celei de-a treia doze de vaccin. Luna noiembrie împlinesc jumătate de ani de la ultima vaccină. Asta îmi fie frică, fiindcă e și vârsta, de acum am o vârstă mai înaintată și mă persistă frica de reinfectare. Vreau să aștept după 6 luni să fac titlul, să vedem și dacă a rămas ceva. Suntem într-o stare extrem de gravă în toată țara și asta, dintr-o parte, e apărarea cât și a noastră, atât și a copiilor noștri și a părinților noștri, fiindcă noi putem să fim nu numai decât îmbolnăviți, dar putem să fim purtători care să-i mai lipsim. Toți doctorii din secția terapie intensivă profil COVID de la Spitalul Sfânta Treime, vaccinați cu Pfizer acum jumătate de an, vor să primească a treia doză. În noiembrie-decembrie va fi perioada când ar fi bine să fie vaccinate cadrele medicale, mai ales din prima linie, deoarece noi suntem cei care suntem în zona roșie și permanent suntem față în față cu infecția și trebuie să fim noi în siguranță și cu atât mai mult trebuie să fie și familiile noastre în siguranță. Medicii spun că dacă a treia doză nu va fi aprobată, vor merge în România pentru serul salvator. Trebuie de făcut a treia doză pentru că, vedeți, avem un nou val cu o altă tulpină de COVID care o să ne afecteze destul de grav dacă nu o să fim vaccinați. Experții în sănătate publică trag un semnal de alarmă și cer aprobarea dozei booster pentru angajații medicali. Păi uitați-vă în cifrele de infectare de fiecare zi. Acolo este numărul specialiștilor medicali. 30-40 în fiecare zi se infectează. Și din ei sunt inclusiv și vaccinați. Deci riscul de a contacta boala din nou, riscul de a face boală, de a fi exclus din procesul medical pentru cel puțin o lună. Responsabilii din Comisia Națională de Vaccinare vor lua o decizie în curând. Zilele acestea, Comitetul Național pentru Experți în Imunizare se întrunește într-o ședință repetată pentru a discuta și a aproba, a recomanda necesitatea administrării dozei 3, anume persoanelor cum sunt lucrătorii medicali și persoanelor imunocompromise. Săptămâna trecută, ministrul Sănătății Ala Nemerenco a anunțat că vaccinarea cu a treia doză ar putea începe în decembrie, iar prioritate vor avea cadrele medicale. Luna trecută, Agenția Europeană a Medicamentului a aprobat administrarea celei de-a treia doză de Pfizer. Compania a demonstrat în urma studiilor că titrul de anticorpi se reduce la jumătate de an de la rapel și e nevoie de o doză suplimentară pentru creșterea protecției.